În gimnaziul Alexandru cel Bun din satul Vărzărești a avut loc o discuție a elevilor școlii și preotul bisericii din sat. Unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii a ținut de efectul viciilor, printre care fumatul și alcoolul. Profesorii menționează că acest gen de discuții sunt necesare pentru adolescenții din zilele de astăzi. O lecție frumoasă, o lecție învățată, eu sper, binevenită, la timp. E ca o reacție de răspuns la durerea de noastră, profesor, și ca mine la societăți. Deci uitați-vă, 9 componenți, poate chiar și 10 dacă dispersăm ambele grupe, aici, care omoară sănătatea voastră, copii, și a oamenilor în general. Nu numai celor care îl fumează, dar și a tuturor celor care inhalează, inspiră aerul ăsta, aflându-se lângă un fumător care fumează. De unde vrem noi sănătate, copii? De unde vrem noi ca să intrăm în familie și să avem respectiv o sănătate, ca să îngrijăm de soțul, de soția noastră și de copiii care trebuie să nască. Printre altele, sunt foarte multe mame care sunt însărcinate cu copiilor și fumează. Deci, copilul din pântecele mamei se hrănește cu sângele din organismul mamei. Deci, prin corpul lui, circulă toate iată substanțele astea foarte toxice. Elevii confirmă faptul că așa gen de lecții pe care le oferă religia le sunt de învățătură tuturor tinerilor. Consider că această lecție a fost foarte binevenită, mai ales pentru perioada în care suntem noi, în clasa 7. Consider că este o modalitate foarte bună pentru a se aplica în toate școlile, cel puțin o lecție de genul acesta, în care să fie adusă în discuție tema viciilor care sunt fumatul, alcoolul și multe alte vicii care duc la stare de sănătate gravă și că fiecare dintre noi are ceva de învățat, iar când poate va veni momentul să ne împingă cineva să facem așa ceva, să ne aducem aminte de această lecție. Religia spune că forțarea fumului să coboare în plămâni este de fapt un viol pulmonar. Aceasta invadează trupul împotriva voinței, iar asta nu este corect.